Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi am venit, cum am zis ieri, cu turtele. Aici am turtele, așa arată el. Nu vreau să se întâmple asta, să-mi cadă ăla, dar căzut a căzut. Și să vă arăt ce am făcut. După ce am dat siropul la această colonie a fost luat până a doua zi și am îndepărtat sticla. Dar am zis, hai să fac un alt test de a pune și turtă tot în acest fel. Am pus și turtă. Și iată cât a mai rămas din turtă în 3 zile. Ia, aproape nimic. Am lăsat și ramă după diafragmă. Am dat și turte, au consumat toată cantitatea de turte ce au avut-o ei inițial dată, plus ce am dat aici înainte. Acum vreau să vă arăt cum dau această turtă. E făcută acum, proaspătă. Trebuia ceva ca să curăț. O să revin ca să pot să îndepărtez. Revin imediat. Gata, am revenit. Mă arăt un cuțit. Ia să luăm acum această ustensilă și să punem turta pe sită. Trebuia să fac mai devreme operația asta. Sunt Albina, acum e nebunită, caută orice și vor veni aici. Iată așa, le pun eu turta. Și vor consuma de aici. Vor consuma fără nicio problemă. Iată. Acoperim la loc. Punem capacul și cam asta este. Punerea turtei. Trecem la următorul. Cred că și lui am pus turtă de probă așa. Ca să vedem. Da, și lui am pus și e aproape consumat în totalitate. E foarte bună și metoda aceasta de a pune turta. Iată ce fain a consumat. Ia să dăm. Îi mai punem. Acum mă cam rup ca o albinele, dar trebuia mai devreme sau mai târziu când albina nu este activă. Așa mă bat cu ele. Și voi aduce mai târziu. Acum dau la ăștia 2 și mai pe seară pe la 4 când începe să se rărească albina, atunci o să continue. Acum am vrut să vă arăt
doar prin această filmare cum se poate da turta. Foarte simplu. Deci voi reveni de seară cu ele ca să pot continua să le dau la păr. Atunci nu voi mai avea problema. Iată așa. Deci o consumă foarte, foarte bine și așa. Nu este nevoie de pungi, nu este nevoie de nimic altceva. Doar dată când albina nu este activă. Acum s-a încălzit tare afară și este foarte activă. Și mai mult ne încurcă. Bine așa. Acum mergem și așteptăm până se face vreme de a pica. Da. O să vă arăt și cum funcționează adăpătorul mai departe. O să vedem. Iată, aici avem adăpătorul. Albinele vin în număr mare și la apă. Iată, o cantitate foarte mare de albine au venit la apă. Până acum veneau 2-3 la acest adăpător ca să, din curiozitate așa. Acum, după ce au dat de această capcană dulce, au descoperit și apa. Iată cum vin acum și la apă. Nu mai vine până data viitoare.